Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-un nou unboxing, de data aceasta al noului mouse de la SteelSeries, Rival 700. L-am primit și eu acum câteva ore și nu am putut să mă abțin să nu vi-l prezint înainte să trec la joacă, pentru că este un mouse ce clar are nevoie de o prezentare specială. L-am văzut cu toții bineînțeles și la acolo, însă nu m-am putut abține să nu pun mâna pe el și să-l testez la rândul meu. Așadar, Rival 700, ultima inovație adusă cei de la SteelSeries în lumea gamingului, este un mouse cu totul special. De la iluminarea RGB, la inovativul display OLED pe care vi-l voi prezenta în doar câteva minute, până la senzorii tactili și posibilitățile nelimitate de personalizare. Haideți să vedem totuși ce se află în cutie. Este o cutie foarte compactă, mică și, așa zic, foarte plăcută. Se deschide de la jumătate, așa se rupe, dar nu mă fie teamă că ține, e ok. Și avem aici mouse-ul care, prima oară când m-am uitat la el, am crezut că e wireless, însă nu e deloc așa. Să-l punem în deoparte pentru că trebuie să vedem mai multe chestii. Aici avem încă o cutie specială, aură, în care vom vedea imediat și cu actul. Ia să vedem. Important, Achtung. Uite-mă să ai niște că nu-mi bag firul în gură. Aici în cutie văd că avem cablul mouse-ului, care are o prindere foarte, foarte mișto pe mouse. Ia să vedem. Deci practic doar o punem aici și o apăsăm. Foarte tare, frate. Face click și e gata de joacă. Îmi punem și pe asta departe, o să-l conectăm în câteva momente. Și ia să vedem o cărticică, dar bineînțeles că toată lumea știe cum se folosește și cum se conectează un mouse la calculator. Am auzit numai lucruri bune despre mouse și pot să vă spun că prima oară când am pus mâna pe el, adică acum, chiar mi se pare că tot ceea ce am auzit este adevărat, este un mouse cu adevărat special. Cei de la SteelSeries clar s-au întrecut pe ei cu această versiune, acest mouse super tare, frate. Da, cea mai plăcută senzație din lume. Sunteți gata? Măi. Foarte tare. Haideți să conectăm că nu mai am răbdare, să conectez în portul... Tu pleci. Documentam portul USB al monitorului pentru că nu am răbdare să trec acum cablurile, trebuie să văd neapărat cum se... Mamă. Deci așa ceva este super tare, frate, din toate punctele de vedere. Se mișcă super tare, se simte super tare pe acest mouse pe de la SteelSeries, varianta CSGO, pe care vi le recomand cu toată inima pentru toți cei care vă jucați CSGO și vă place de asemenea să fiți... Să aveți o senzație plăcută în timp ce vă jucați. Singurul lucru pe care l-aș considera o problemă este greutatea. Este într-adevăr un mouse destul de greu în comparație cu ce am fost obișnuiți până acum și pare puțin dificil la început, însă vom vedea cum se simte după o sesiune de câteva ore de gaming intens, aș putea spune. De asemenea, pentru acest test vă aștept astăzi la ora 20 pe livestream, aveți linkul Twitch-ului în descriere și vom vorbi mai multe despre acest mouse, specificațiile complete ale produsului, alături de un link pentru cei interesați de achiziționarea acestuia, le aveți desigur tot în descriere. Are și un soft foarte plăcut de la cei de la SteelSeries, este un soft pe care l-au optat de-a lungul anilor și pot să spun că acum au ajuns la o versiune destul de plăcută, care bineînțeles poate să customizeze toate produsele lor, adică dacă aveți mai multe produse de la SteelSeries le puteți sincroniza cu acest program și le puteți sincroniza iluminarea sau mai știu eu ce, tot felul de setări. Abia aștept să-mi pun logo-ul aici, nu mai am răbdare. Ne vedem la ora 20 pe livestream, până data viitoare, eu am fost creativ și v-am pupat. Pa!